Domnule viceprimar, spuneți-ne despre ce proiect este vorba pe această stradă. Da, eram consilier în 2003, când primăria Cernavodă a făcut o investiție, prima investiție cu iluminatul orașului Cernavodă. Atunci s-au pus lămpile acestea care le schimbăm, s-au pus în lămpi de sodiu. A fost o investiție credit furnizor, a fost făcut cu o firmă din Cernavodă, Elcomex. A fost în valoare de vreo 5 milioane de lei și care s-a plătit în vreo 6 ani de zile. Și de atunci, din 2003, nu s-a mai schimbat niciun bec. Noi avem un contract de mentenanță cu o firmă și tot schimbăm la becurile astea cu sodiu, care sunt mari consumatoare, care sunt cu drosere, adică de pe timpul lui Pasvante Chioru, cum e vorba aceea. Și acum, domnul primar și cu echipa, am reușit să accesăm fonduri europene de 1 milion de euro și vom schimba toate lămpile din Cernavodă. Pentru că ați adus vorba despre lămpile vechi și despre problemele pe care acestea le puneau, spuneți-ne care sunt în detaliu beneficiile pe care le aduc aceste noi lămpi. Da, în primul rând, luminează mai puternic. Face economie, vom avea o economie de 60%, pentru că aceste lămpi sunt cu telegestiune. Aceste lămpi, în momentul în care nu se circulă pe stradă, au o luminozitate mai mică și în momentul în care simt mișcare, luminozitatea se mărește. Asta una. În al doilea rând, nu mai aprindem toată strada ca să vedem ce lampă este arsă. Asta din calculator vedem că de pe strada Ioachim Ionaș, unde ne aflăm acum, stâlpul 5, lampa este arsă. Și venim și o schimbăm sau o componem din el, vedem ce este defect. Deci ne-a ușurat foarte mult misiunea, plus că vom face o economie la bugetul local de 60% pe lună, care, vă dați seama, este o economie mare, acum ținând cont și de perioada asta cu economia de curent electric. Mai avem în acest proiect, deci avem 846 de lămpi care le vom monta acum. Sunt străduțe care nu s-au luat sau unde s-au mai nu s-au luat în vedere și acolo ne vom schimba, bine, pe bugetul local, vom face un act adițional, deci toate becurile se vor schimba. Mai avem un parcuri unde nu avem tras curent și zone unde nu vom schimba, dar vom pune lămpi cu fotovoltaice. Până acum s-a realizat 40% din proiect. Într-o lună de zile eu zic că vom termina cu totul. Deci 40% sunt montate. Aici am venit să vă arăt cum se montează, de-aia am venit pe strada Ioachim Ionaș. Ce ne mai puteți spune despre procesul acesta pe care îl faceți pentru a accesa fonduri europene? Unii se plâng că este prea greu și de asta nu fac lucrul acesta. Într-adevăr este greu, dar ce este ușor? Deci trebuie să muncești, trebuie să fii cât mai perseverent și așa vei câștiga, nu ai ce să faci. Într-adevăr este greu. Spania și Polonia au accesat cu un dosar de 3 pagini, au accesat fonduri europene. La noi, dacă vă uitați, este 1 m³ de dosar ca să accesa. Adică noi suntem mai catolici decât papa. Și totuși ducem până la capăt, mai avem proiecte pe fonduri și cum ar fi spitalul și l-am dus la capăt, acum pe 31 închidem, mai avem proiectul Hamangia, fonduri europene, la fel o să ducem până la capăt, până la sfârșitul anului, deci muncim și accesăm fonduri și europene și guvernamentale, orice ban venit este binevenit și se revede, se vede în Cernavodă. Între lămpile astea vechi și astea noi, care e diferența între ele? Acestea sunt cu sodiu, cu droser, cu igniter, cu alea și acestea mănâncă ciu mai mult curent față de astea. Iar ca intensitatea luminii, cum sunt astea noi? Îți mai lumină mai bine acestea față de astea. Ăștia au luminat și ele odată la timpul lor când a fost noi, dar acum nu mai. Astea sunt cu legele noi, nu? Da, da. Seriile acestea după ăsta le punem pe care le fotografiem, le trimitem la Târgoviște, de la Târgoviște mi se pare că le trimite la Brașov. Și de la Brașov le face intensitatea mai mică, mai mare, și de acolo le și programează, mi se pare, și cu stingerea și cu aprinderea. Câte lămpi ați montat până acum? Acum asta ar fi a 20-a bucată.
erau becurile astea vechi înainte? Dădeau suficientă lumină? Cum erau becurile acele? Păi nu era suficientă lumină, erau roșii. Erau roșii. Roșii, da. Și astea noi? Astea noi să le văd, eu cred că e mai bune. Da? Da, da. Cei noi e bun, da. Ce părere aveți de acțiunea asta, primărie? Sunt becuri care fac și mai multă lumină, dar economisesc energie. Da. Păi foarte bine, foarte bine că și-a dat interesul și domnul vice și domnul primar. Când ați văzut că au început să le lucreze la noastră pe stradă aici să vă pună lumină pe stradă, ce ați zis? Ne părea bine. Da. Păi bine când se face ceva nou, să schimbă ceva. Ar fi bine dacă ne-ar băga și căldură, ca suntem și noi bătrâni. Și cu lemnele e foarte greu. Până acum cum era lumina pe stradă? Aveți dejun lumina? Nu era așa cum trebuie, dar acum dacă e și lumina mai bună, și economisim.